țară pe medici competenți să facă acest lucru. De exemplu, vreau să vă spun că actualmente pandemia se desfășoară, așa cum mai foarte bine s-a spus aici, facultate, cele mai multe cazuri infectivizate sunt la Spitalul Universitar la București și nu este întâmplător, pentru că acolo s-a dezvoltat foarte mult întreaga structură și suntem absolut susținători de dezvoltarea acestor lucruri, dar se întâmplă și la Suceava, de exemplu, da? Unde a existat cineva care să pricepe și care a dorit să facă treaba aceasta. Evident că Societatea Română de Neurologie, și vreau să aici să menționez faptul că da, profesor Tiu, care s-a ocupat în mod deosebit de acest program împreună cu noi, a încercat toate canalele și încercăm toate, să spunem, toate zonele, toate resursele posibile pentru a extinde acest lucru și împreună cu ceilalți colegi, tocmai de aici și ideea de a ne deschide și de a crea un nucleu comprehensiv de acces, da? Primindu-i, să spunem, în acest, îmbrățișându-i și luând, ca să zic așa, un avantaj din faptul că îi vom avea și pe colegii cardiologi, care au destule bătăi de cap, vedeți că este și patologia cardiovasculară, trebuie să se ocupe de treaba aceea, dar